1 iunie de poveste pentru copiii din municipiul Hunedoara. Primăria Hunedoara și Direcția de Asistență Socială Hunedoara au organizat sărbătoarea dedicată copiilor de toate vârstele în mai multe locații. O zi plină de culoare și debordând de viață, răsfăți, evenimente distractive, surprize și provocări și intrare gratuită la grădina zoologică, ștrandul Corvina și castelul Corvinilor. Toate activitățile fiind menite să aducă zâmbete pe fețele tuturor celor mici și un dram de nostalgie a propriei copilării în sufletul adulților. Nici măcar ploicica de la începutul zilei nu i-a speriat pe copiii și părinții care au dat năvală în locațiile unde organizatorii au pregătit sărbătorirea zilei de 1 iunie. O adevărată zi de poveste dedicată celor mici, cu totul și cu totul deosebită față de cele din trecut. Îmbucurător este că sunt foarte mulți copii, sunt foarte multe activități. Avem și aici în parc. Avem la sensul giratoriu de la statuia lui Iancu de Hunedoara competiția de karting, la ștrand, la bazinul de not am avut o competiție, la castelul Corvinilor, la grădina zoologică. Felicit organizatorii, primăria Hunedoara și în egală măsură societatea care s-a ocupat de această organizare. Îmi place în mod deosebit și eu sper să se bucure și copiii, și părinții, și bunicii. Care este cea mai frumoasă amintire din copilăria dumneavoastră, domnule primar, astăzi de 1 iunie, pe care vă aduceți aminte? Este greu să spun asta, pentru că fiecare copilărie are ceva deosebit. În momentele acelea nu mi-aduc aminte să se fie organizat așa ceva. Vorbesc totuși de regimul comunist. Dar cu siguranță exista și atunci o grijă față de copii, cel puțin din partea părinților, pentru că primeam cadouri. Cred că eram bucuroși că nu ne deranja nimeni, nu avem telefoane mobile pe care să stăm sau tablete și puteam să batem mingea de dimineața până seara în fața blocului. O zi în care sărbătoriții nu au avut timp de telefoane mobile, pentru că mișcarea în aer liber, concursurile și jocurile le-au ocupat toată ziua. Întreceri de not la bazinul acoperit, intrare liberă la ștrandul din oraș și la grădina zoologică, incursiune gratuită prin istoria locului la castelul Corvinilor, au fost doar câteva dintre provocările lansate de organizatori pentru copiii Hunedoarei. Concursul de karting desfășurat pe bulevardul Dacia s-a bucurat de participare numeroasă, iar la final cei mai buni au primit medalii și premii. Nu doar că și-au făcut fotografii cu personajele din lumea Disney, dar cei mici au avut ocazia să intre chiar ei în pielea personajelor favorite. Vreau să fiu unicorn. Unicorn? Și ești pregătită? Da. Da? Da. Tu ce dorești? Pisicuțe. Tu ce personaj vrei să fii astăzi pictat pe față? Batman! Da. Tu? Vreau cu o piscuță aici și o piscuță aici. Eu, unicorn. Pisicuță. Unicorn și leopard. Hello Kitty. Un futuraș. Dacă faceți modele pe mână, m-aș bucura că port ochelari și o să mă murdăresc. Tu ce vrei să fii astăzi pictată? Stitch roz. Tu? Stinci. Tu? Orice? Curajoși, fără inhibiții, dorni să fie vedete, cei mici au antrenat și pe cei mari și s-au distrat pe cinste. Fericiți copilași? Cum nu se poate mai fericiți, pentru că au dansat cu personajele din Frozen și au făcut fotografii cu eroii din poveștile preferate, pentru că s-au dat pe toboganele gonflabile după pofta inimii, au sărit coarda și au jucat tenis de masă, cei mici, dovedind că sunt adevărat sportivi de performanță. Hai, da, eu... Eu dau cu...
Înghesuială mare și la trenulețul copiilor, care a circulat toată ziulica, aducând bucuria acestora dincolo de Parcul Tineretului. În prima zi de vară, acasă la Hunedoara, a nins în Parcul Tineretului. Nici nu se putea altfel, pentru că pe scenă intrau personajele din celebra poveste a surorilor din Țara de Gheață, așteptate cu nerăbdare de cei mici. Dansuri populare interpretate de juniorii de la ansamblul Hațegană. Balet cu micuțele din grupul Piruet. Fetițele de la Latino au umplut scena de bucurie. Și sărbătoriții abia s-au dat duș acasă, târziu, după ora 20, entuziasmați și cu tolbele pline de povești, până la petrecerea de anul viitor, pe care cu siguranță o așteaptă cu nerăbdare. Asta dacă sunt cuminți și ascultă pe toți cei care au grijă de ei. Să asculte, să-i asculte pe părinți, să-i asculte pe bunici, să-și asculte dascălii la școală. Este important să crească sănătos, să facă mișcare ca să crească sănătos. Să învețe, pentru că se demonstrează, dacă nu înveți, nu poți să ajungi departe, dar sunt convins că sfaturile astea le primesc de la părinți și de la bunici în fiecare zi.